În anul 2016, Irina și Răzvan Fodor s-au mutat în casa mult visată. Deși pe atunci nu era încă amenajată și decorată, cei doi și-au dorit să plece din apartamentul de burlac din Bercenia lui Răzvan, astfel că au acceptat să stea în casă cu muncitorii săptămâni la rând. Locuința are acum tot confortul, plus că a fost decorată de sărbători. Irina Fodor a fost cea care s-a ocupat. În sufrageria casei a pus bradul de Crăciun, dar și mai multe figurine. Nu au folosit un brad natural, ci unul artificial, în care au pus nenumărate globuri, dar și luminițe. Irina Fodor s-a pozat lângă brad având-o pe cățelușa Luna lângă ea. Era fiert de îngrijorare soțul meu. Nu, că nu facem bradul mai repede și ne prinde Crăciunul neîmpodobiți. Așa că m-am organizat. Cum îi place lui mult de tot și toată duminica, l-am ținut numai în decorațiuni și luminițe. A transmis ieri Irina Fodor în mediul online. Și a continuat. Dacă-l vedeți azi umblând bezmetic, pe străzi, să-i spuneți că mai am doar grădina de decorat și gata, poate să se întoarcă acasă. Și Răzvan Fodor câteva declarații, în stilul lui caracteristic. Și-a arătat nemulțumirea. Și deși nevastă mea spune că sunt grinc, nu este adevărat. Mie îmi place intervalul 24-26 decembrie, dar mă scoate din minți ziua în care se împodobește bradul, pentru că ordinea priorităților în casă este următoarea. Pe primul loc, bradul. Pe al doilea, copilul, pe al treilea, luminițe, pe al patrulea, globulețe, pe al cinilea, coronițe decorative, alte accesorii, pe al șaselea, decorațiuni pentru scară, pe al șaptelea, beculețe exterioare și alte aranjamente pentru grădină, părinți, soacră, bunici, etc., etc., după care Luna și, nu o să vă vină să credeți cine îi suflă în coadă, chiar eu, pe locul imediat următor. V-am pupat, plec, căcică mai are nevoie de un prelungitor. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.